încerc să fiu cât mai scurt. Da, într-adevăr, Dumnezeu mi-a găsit, El m-a găsit și El m-a chemat. La fel cum m-a găsit pe fiecare dintre voi aici. Prima dată El m-a găsit acum 16 ani, când aveam eu 16 ani, și m-a chemat la lumina cuvântului Său minunat. Și L-am descoperit într-o biserică baptistă și L-am primit în inima mea și am început să cercetez cuvântul. Dar n-am început de la început. Orice carte sunt citite din la prima pagină, da? Din Geneza. Însă, la studii, la grupe mici și așa mai departe, păstorii, liderii au început să-mi povestească din Romani, din Galateni, de la sfârșit. Timp de 16 ani, tot căutam, mă uitam, comparam, dar orice copil, în momentul în care descoperă pe Dumnezeu, el are încredere în cei care sunt părinții lui spirituali, nu? Pentru că ești mic, ei știu mai bine, au învățat, au teologie, sunt de mai mulți ani. Și atunci când veneau întrebări de genul, de ce Dumnezeu zice că e sabat în cele 10 porunci, noi venim duminică la biserică? Aveau răspunsurile pregătite. De ce Dumnezeu zice, niciodată să nu mâncați grăsime sau sânge? Aceasta este lege veșnică pentru voi și urmașii voștri, oriunde ați locui. România, Siberia, indiferent. Găseau ei un răspuns. Întrebam, de ce Dumnezeu zice să nu mâncăm porc, să nu mâncăm iepuri, să nu mâncăm șerpi, să nu mâncăm pești care nu au sol sau aripioare? Găseam și ei un răspuns. Și în momentul în care ești mic, cunoști foarte puțin din cuvântul lui, ai încredere în ei, mai ales că știi că ei te iubesc. Știi că ei, prin lucrarea lor, Dumnezeu te-a chemat, a descoperit cuvântul Său și ai încredere. Dar pe la 16 ani în credință, când am devenit și eu un tânăr rebel, da, am început să pun totul la încercare. Oare chiar e așa? Oare dincolo așa? Oare dincolo ce așa? Și am ajuns, eu m-am născut în Kiev, am trăit în Chișinău, am trăit în București și am ajuns în Arad. Am o viață călătoare și încă mai tot călătoresc spre cer. Și la un moment dat am fost la adunare, la comitet, la biserică din care eu făceam parte. A fost o tradiție foarte bună. Ei luau o carte și o studiau cap-coadă. De exemplu, luau Exod și treceau prin toate capitolele, indiferent. Și am ajuns la un comitet unde păstorii trebuiau să decidă cine predică despre sabat, pentru că exact în 2 săptămâni, după Exod, trebuia să fie o predică despre sabat. Și stăteam și eu acolo și ei întrebau, frate, predici tu despre sabat în 2 săptămâni? Pe care eu, nu, eu nu cred. Frate, poate tu predici? Nu, nici eu. Frate, tu? Nici eu. N-a avut nimeni să predice despre sabat. Lucrul ăsta m-a pus pe gânduri, la fraților, dacă tot noi de ani de zile așa cercetăm Scriptura și vedem, de ce nimeni? Am zis, rezolvă ei cumva până la urmă. Până la urmă au rezolvat-o. Au decis să sară peste subiect de parcă el nu există în Exod. Absolut la alte. Am așteptat timp de un an de zile, poate că revin, dar n-au revenit niciodată. Lucrul ăsta m-a pus pe gânduri și m-a alarmat, zice că, bă, Sergiu, ceva nu e ok. Dacă Pavel zice că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să mustre, să îndrepte și dea înțelepciune în neprihănire pentru faptul bune. Păi, cred că Exod face parte din toată Scriptura însuflată, nu? Deci, orice cuvânt din Exod este bun de mustrat. Dar, totuși, au sărit. Apoi am început să caut mai departe și Dumnezeu m-a călăuzit într-un mod fenomenal, am descoperit de Levitic 11 și tot cercetam și zic, Doamne, oare s-a schimbat, oare nu s-a schimbat? Și fiind lider de grup, aveam două grupe mici. Una de tineri, adolescenți, și alta de familii tineri. Și unul din băieții mei avea probleme foarte mari cu sănătatea, era plin de coșuri. Și coșuri mari, urâte. Știu că au început să facă un tratament, s-a dus la medic, i-a prescris niște medicamente dure rău. Am observat cum au început să îngălbânească ochii, au început să-i suce, să crape buzele, a început să se plângă de durere la ficat, dar coșurile nu dispăreau.
deja făcuse tratament de câteva săptămâni bune, în care trebuia să vadă rezultatul, dar nimic. L-am întrebat ce se întâmplă, zice că mâine mă duc la medic pentru că s-a terminat cura. Și vedem ce zice. A mers la medic și medicul îi zice, n-am ajutat, dublăm doza. Măi, dacă îți mai dublează doza, ficatul zice, nu mai pot și rămâi fără mine. Și atunci am zis, măi, deschide tu Levitic 11 și citește, ce vezi acolo? Da, el o citit, zice, da, ce văd, nimic nu văd. Ce e Levitic 11? Zic, hai să facem un experiment, vrei? Încearcă să mănânci numai ce este scris în Levitic 11 timp de o lună. Renunță la medicamente. Mă voi ruga eu, roagă-te și tu. Dacă nu se întâmplă nimic timp de o lună, te întorci înapoi la viața ta, mânci ce vrei, faci ce vrei, te duci la medic și așa mai departe. Dacă te ajută, vom vedea rezultatul. Slăviți să fie Domnul, dar într-o lună de zile băiatul a fost vindecat. Slavă Domnului! S-a curățit complet fața. Părinții care au văzut rezultatul fără medicamente, pur și simplu, după Levitic 11, au cumpărat pentru el tigăi aparte. Părinții ortodoxi, care n-au nicio treabă cu nimic, au zis, dragule, tu nu mai vezi porc de la noi. Nici porc, nici sânge, nici sânge. Tu mănânci fructe, legume, pui, căprioară și miel. Și atunci am văzut că legea Cuvântului Dumnezeu este viu și lucrător. Nu este ceva vechi și anulat. Este ceva ce funcționează chiar. Și atunci trebuia să fac o decizie, pentru că Domnul a început să-mi descoperă un lucru după alt lucru și trebuia să iau decizie de sabat, pentru că noi am fost fotografi de nuntă din... sau, să spun că să fie fotografi de nuntă. Și în România oamenii se căsătoresc sâmbătă. Sâmbătă îi pot să petreacă pe la vreo 4 dimineața, 5 dimineața, apoi să doarmă toată duminica și rămân la lucru. Și eu știam foarte bine, dacă eu renunț să mai lucrez sâmbătă, voi păzi sabatul așa cum trebuie să fie păzit. Da? De la pus la pus, cercetând Scriptura, adunând cu frații, rugându-mă, nu o să mai pot lucra în sabat. Dar asta însemna pentru mine să pierd peste 80% de nunți. Pentru că atunci se căsătoresc românii. Rămâneam cu 16% de nunți care se fac duminică. Și vă dați seama că nu a fost o decizie ușoară. Și Domnul mi-a vorbit într-un mod foarte frumos. Îl culcam odată pe fiul meu, într-o seară, și noi înainte să-l culcăm, ne rugăm și vorbim, discutăm. Și am spus, tata, de ce oamenii aleg să păcătuiască? Și eu, fără să mă stau pe gânduri mult, zic, fii atent, fiule, în momentul în care Dumnezeu zice una, dar omului este convenabil, profitabil, altceva. Și el știe că ele două merg pe drumuri diferite. Totuși alege ce e profitabil pentru el și astfel alege să calce cuvântul Dumnezeu. De exemplu, cei care au deschis restaurantul sâmbătă, ei încasează cel mai mult profit sâmbătă. Da, Dumnezeu a spus să nu lucrezi sâmbătă, dar atunci îi vine banul. Și ei aleg să asculte mai mult de profitul decât de Dumnezeu. La care fiul, am înțeles, ok, mulțumesc. S-a culcat și după aia eu stau și mă stau un pic, Sergiu, tu despre tine ai vorbit, dar să tu ești. Și m-am simțit exact cum s-am simțit David și când a fost mustrat de Natanael. Și atunci, împreună cu Silvia, am stat, am zis, Silvia, trebuie să luăm decizie. I-am încercat, mă, Sergiu, dacă o să lucrăm în sabat, o să câștigăm bani, o să putem da mai mult la săraci. La care mi-a venit versetul din Scriptură, ascultare voiesc, nu jertfă. Că așa o dat în bară Saul, că l-a crezut că poate să-i aducă în jertfă ce trebuia să fie tăiat. Zic, nu merge așa. Domnul vrea ascultare. Și apoi Silvia s-a rugat, a zis, Doamne, vorbește-mi pe el. Și când a deschis Scriptura, s-a rugat, a deschis exact la piscuire minunată. Atunci când Petru, ascultând de Iisus, a aruncat mrejele fără să prindă nimic până atunci, și a prins așa de mult încât să rupeau greșele. Și a zis, probabil că Dumnezeu le cheamă la piscuire adevărată ce este pentru Împărăția Cerului. Amin. Da, poate că vom avea liberul financiar, dar nu asta contează. Pentru că Iisus zice, cine vrea să mă urmeze, nu pur și simplu să creadă în mine și gata, sunteți mântuiți, totul va fi bine. Nu. Calculați-vă bine, pentru că trebuie să returnați, să renunțați la tot. Calculați, aveți voi de unde să zidiți acest turn, cu tot cu surplusuri care ar putea să vină.
Pentru că dacă nu aveți, nici nu vă apucați să nu râdă lumea de voi. Dar dacă vreți să mergeți după mine, lepădați-vă de sine. Luați-vă crucea, care este un instrument de execuție, adică fii gata să mori oricând pentru El. Și atunci mergi după El. Și atunci am zis, Silvia, pentru Dumnezeu, El merită să renunțăm la orice. Și Dumnezeu știe și poate să aibă de grijă și din 16%, să înmulțească, să facă El ce vrea. Și un an de zile am renunțat și Dumnezeu ne-a dublat cererile de duminică, de așa fel încât nu vom duce lipsă de pâine sau unde le mâncați, slăviți să fie El. Dumnezeu a început să descopere multe alte lucruri. În curând am descoperit sărbătoarea Mângerii, care iarăși nu au fost anulate, pentru că un gând mă frământa. Bun, hai să zicem că Paște lept s-a împlinit. Într-adevăr, mielul a fost jertvit și a înviat. Hai să zicem că cinzecimea s-a împlinit. Da? În ziua cinzecimii în Vechiul Testament s-a dat legea, în ziua cinzecimii în Noul Testament s-a pregătit Duhul Sfânt să ne ajute să păzim această lege. Dar ce rămâne cu sărbătoarea trâmbițelor care anunță venirea lui Iisus? Ce rămâne cu sărbătoarea corturilor, când noi vom trăi cu Dumnezeu împreună? Ce rămâne cu ziua ispășirii, când noi vom sta în haine albe înaintea Lui și vom cânta, a Ta este mântuire? Și El ne va da. Astea nu s-au împlinit. De ce noi am renunțat la ele? Și cercetând tot mai mult, am început să spun și la alții, nu pot să ții pentru tine. Și atunci păstorii bisericii în care eram m-au chemat, m-au spus, mai auzi, Sergiu, tu ai început să predici niște învățături ciudate. Nu mai mănânci porc, conform Levitic, păzești sabatul, îi spui și la alții, spune ce ai, ce gânduri ai? Asta e ceva personal pentru tine? Zic, da, bineînțeles că e personal. Să știi că e bine. Nu e rău să nu mănânci porc, e un trăitor nu sănătos. Și chiar e foarte bine să te odihnești sâmbătă, e bine. E corect, mă cercetești și tu Scriptura. Dar uite-te, să nu spui la nimeni, da? Păstrează-o pentru tine. Mi s-a părut straniu prima dată, n-am prins ideea. Ce vor să zică? Adică în momentul în care tu descoperi cu fumatul rău, un medic nu poate să-ți spună păstrează pentru tine, nu? Medicul zice, păi du-te spune la toată lumea că e rău, nu? Să mai salvezi oameni. A bineînțeles că n-am păstrat pentru mine. Spuneam la toți care vroiau să asculte. Atunci am fost chemat a doua oară și au vorbit cu mine un pic mai dur și au zis învățăturile tale contravin Scripturii. Și am întrebat fraților, păi cum se poate așa? Dacă contravin, este un lucru grav. Este foarte grav. I-am adus versetul din Pavel care zice că toată Scriptura și am întrebat Exod 20 contravine Scripturii? Spuneți-mi, vă rog, dacă eu învăț pe alții să păzească Exod 20 și să-l păzesc eu. Conform lui Pavel, este de folos Exod 20 să mustre, să îndrepte și să îndea înțelepciune? Amin. La care eu răspuns, noi nu vrem să răspundem la această întrebare. Am zis, bun, dar haideți să vedem Noul Testament, Matei 5, 17, 18, 19, 20. Iisus a spus, eu n-am venit să stric legea și proroci, n-am venit să stric ce se împlinesc. Și oricine dintre voi va păzi și cea mai mică poruncă. Am văzut ciucurile la frate. E o poruncă mică. Nu o să găsesc nicio pedeapsă pentru dacă un om nu poartă ciucuri. Dacă un om curvește, își ucide copiii la moloch, da? Sau nu păzește sabatul, pedeapsa e moarte. Deci sunt porunci mari. Pentru ciucuri nu există pedeapsă. Și Domnul Iisus încurajează chiar și astea mici. Nimeni n-are dreptul să vă judece, spune Iacov, dacă voi păziți legea. Pentru că El a dat legea. Dacă cineva te judecă că ai dat legea, nu te judecă pe tine. Îl judecă pe El, dădătorul legii. El are probleme cu El, nu pe tine. Și atunci am întrebat, este adevărat ce a spus Iisus în Matei 5? Cine va păzi și cea mai mică poruncă și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în Împărăția Cerului. Este adevărat lucrul ăsta? Ar fi trebuit eu să păzesc, să învăț pe alții? Noi nu vrem să răspundem la această întrebare. Sunt obut. Dar peste două săptămâni
au răspuns ei la o întrebare, am primit un plic că eu și soția mea și încă doi băieți au fost excluși din biserică, pe bază că învățăturile noastre contravin Scripturii. Și toată biserica a fost anunțată ca să nu mai comunice cu noi, să nu mai vorbească, pentru că riscă să fie duși în rătăcire. Biserica Baptistă destul de ascultătoare este, așa că în momentul un păstor zice un lucru, toată biserica ascultă. Cam într-o zi am rămas fără toți prieteni, cunoscuți din biserică, foarte puțin, poate că două suflete mai ne-au mai sunat de atunci, ne mai sună și mai vin, mai vorbesc. Dar Domnul Iisus a spus că calea este îngustă, poarta este mică și puțini intră în ea. Și da, dacă voi renunțați de dragul lui Iisus la mame, frați, prieteni, veți primi mult mai mult aici pe pământ, împreună cu persecuție. Amen. Și acolo, sus în cer. Și acum mă bucur, este a treia adunare mesianică pe care o descoper în România. Am înțeles, sunt în jur de 70. Și aș vrea să le descoper cât mai multe, să fac poate cu un site. Pentru că vă spun că sunt foarte mulți oameni care caută sincer, își pun întrebări, ajung exact la aceleași concluzii cum ați ajuns voi, eu și ceilalți, sunt persecutați și dați afară, numai în momentul în care sunt dați afară, nu știu unde să caute. Dacă scrii misianici în România, nu prea găsești nimic. Și asta ar fi scopul meu, să creez o hartă a României, ca fiecare om care îl caută sincer pe Domnul și a fost dat afară, de la baptiști, pentecostali, creștini, parmeni, indiferent. Se poate găsi o adunare de unde el nu va fi dat afară niciodată, dar pe el vrea să păzească poruncile lui Dumnezeu, care este dragostea față lui Dumnezeu. Deci dragostea față lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Da. Rugați-vă pentru mine, pentru că e mult de lucru și Dumnezeu să-mi dea și capacitatea să trimite oameni care aș vrea să pot face o echipă faină și să facem ca împărăția lui Dumnezeu să crească. Amin. Amin.